Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Până la 20 și 30 de minute, TVR Cultural vă oferă intrare liberă. Astăzi, vineri, ediție mai relaxată, una la care ne-am gândit să vedem ce pasiuni muzicale ne-au locuit și ne locuiesc de-a lungul vieții, pe care le-am păstrat și pe care le-am uitat. Invitații noștri sunt Valentina Băințan, realizator de emisiuni muzicale la Televiziunea Română și producătorul TV al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu. Bine ai venit, Valentina! Bine te-am găsit, Marius. Bună seara! Zoli Tot, muzician poliedric și multidisciplinar. Îți place cum am zis? Mi-a plăcut tare mult asta. Bine ai venit, Zoli! Mulțumesc frumos pentru invitație. Evident, Dia Radu, jurnalist cultural la Formula AS. Bună seara! Bună seara, Dia! Mirela Năgâț, cealaltă gazdă a emisiunii Intrare Liberă. Bine ai venit în locul nostru aici, Mirela! Și, evident, Matei Martin, jurnalist la Radio România Cultural și redactor șef al Observatorului Cultural. Bună seara și ție din nou, Matei. Bună seara. Ei, avem această frumoasă temă a pasiunilor muzicale. Cred că e un subiect pe care nu ne vor ajunge cele 80-90 de minute pe care le avem la dispoziție astăzi și avem și doi invitați strânși, legați și conectați de muzică. Aș începe, ca să avem și cârligul actualității, de la faptul că, iată, acum două zile s-au pus în vânzare biletele individuale la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional George Enescu. Valentina, privind așa un pic către ceea ce va fi, sigur că tu vei fi acolo și noi vom fi acolo de dimineața și până seara din motive profesionale, dar dacă ar fi să te gândești la un concert la care ți-ai dori în mod special să fii doar spectator, nu și producător, cam care ar fi acesta? Unul singur e greu de ales, pentru că ediția de anul acesta a Festivalului Enescu este extrem de frumoasă, așa cum ne-au și obișnuit până acum organizatorii. Uitându-mă prin programul festivalului, însă mi-a atras atenția, uite, acum am uitat în ce dată va fi, pentru prima oară la București o să avem un concert unde undele Marteno vor fi prezente la sala mare a Palatului. Aceste unde Marteno, de fapt, e o combinație între clape, să spunem, și undele radio. E un concert spectaculos pe care eu una abia îl aștept, pentru că sunt extrem de curioasă să văd odată care va fi reacția publicului spectator și, bineînțeles, cum sună live acest tip de eveniment. Sunt foarte, foarte multe concerte. Anul acesta, Festivalul Enescu vine și cu un concept inedit, concerte educative, la Teatrul Odeon. Uh-huh. Acolo copiii sunt cei vizați și tinerii. Există această tendință și, până la urmă, e lăudabilă și salutară, că încercăm să aducem cât mai aproape copiii și tinerii de muzica clasică. Muzica clasică, care, bineînțeles, va fi explicată frumos la Teatrul Odeon. În afară de asta, concertele By Midnight revin. Acolo o să-l revedem pe Fabio Biondi, o să revedem corul Madrigal. Sunt tot felul de producții extrem Cameron de interesante. Cameron Carpenter, apropo, exact, de publicul exact, acest tânăr, organist, da, acest organist, Michael Jackson al unui instrument atât de greu și atât de complex. O să mai tot vorbim pe parcursul discuției noastre despre educație muzicală, despre apropierea tinerilor, copii sau poate mai puțin copii de diferite forme de muzică, ascultându-te în legătură cu concertul despre care vorbeai mai devreme, mă gândeam că e o zonă foarte proprie lui Zoli, aceea, da, experimentului, uh-huh, a căutării în permanență a unor noi texturi muzicale, a unor noi moduri de a face ca muzica să sune, să răsune și să te înconjoare cu această experiență cumva imersivă. Zoli, când ți-ai dat seama că, de fapt, această perpetuă aventură a sunetelor este, de fapt, ceea ce te va călăuzi în viață? După perioada sistem. Până în 2012, fiind zi de zi, 365 de zile pe an, cu formația și călătorii non-stop și cântând același repertoriu, pentru că nu așa în muzica pop ți se întâmplă să cânti poate 15 ani 15 piese, 20 de piese. Și fiind totuși după 20 de ani de muzică, terminând o academie de muzică în care ai cu totul și totul alte repertorii, în cap ai studiat cu totul și totul altceva și fii cu un background, la un moment dat zici, ok, când se termină asta pot să cânt și eu ce vreau, văd. Pentru că, da, în pop de cel mai multe ori cânti despre sentimentele altora, despre ești în coreografia altora, în hainele altora, deci nu e totul atât de personal. Și am decis în 2012 că
mi-aș dori să fiu un artist care are mai multe capitole într-o carieră. Și atunci am început cu concertele solist, cântând piesele lui Adrian Enescu, da? Apoi am fost în formulă de quartet, care a ajuns piesă la Bulandra, Dosarele Bach, în regia lui Ducu Darie, scenografia Puiu Neculai, muzica Adrian Enescu și quartetul meu era pe scenă, alături de actori. După aceea am început să intru în această lume a muzicii electronice, pe care mi-aș fi dorit tare mult să o descoper, să înțeleg de la zero cum se produce totul și cred că a fost una din cele mai frumoase perioade de cercetare pentru mine. Vorbim aici 2016-2017 și din acel moment s-a deschis așa un univers care mă lasă să fac aproape orice. Bucur că există un apărător al muzicii electronice printre noi, pentru că cel mai des întrebarea este, sau nu, de fapt replica este, muzica electronică nu e muzică pentru că nu se face cu instrumente. A, că e făcută din butoane. Da, e de fapt e vorba tot despre unde sonore, tot despre emoții, tot despre vibrații. De ce? Da, există de ce mai multe ori un calculator pe scenă, dar el este doar un instrument, nu este cel care și creează muzica. Și presupune că știi muzică, oricum. Da? Pentru că la fel, dacă pui un clarinet pe o masă de DJ, nu face nimic dacă nu știi ce să-i faci. Exact. Apropo de Dosarele Bach, avem un fragment de câteva zeci de secunde din acel spectacol de la Bulandra, da? În regia lui Ducu Darie, pe muzica lui Adrian Enescu. Dacă este pregătit, poate-l vedem. Ne-am gândit la tema de astăzi, Dia, evident că tu, plină de entuziasmul care te caracterizează nu doar în legătură cu această emisiune și pe care noi îl cunoaștem și îl apreciem, ai început să faci colecție de opinii. Altfel spus, ai dat sfoară în țară pe la mulți și feluriți oameni regizori, de cultură. Exact. Regizori, actori, poeți, prozatori. Apropo de... Pentru că aș fi vrut să știu ce îi mișcă cel mai tare în momentul în care ascultă muzică, de ce o ascultă, ce înseamnă pentru ei un coup de foudre, cum ne promiteai tu la început. Da, da. Așa că i-am chestionat, unii au fost mai generoși cu răspunsul, alții mai puțin, dar hai să-i vedem, nu? Vei vedem acum, presărăm pe toată durata emisiunii opiniile lor și vedem acum primul calup. Când vine vorba de genurile muzicale care m-ar atinge în mod special, aș zice că intensitatea e cuvântul cheie. Pot să simt că îmi bate inima mai tare dacă sunt la un concert la Ateneu sau dacă ascult Florence and the Machine, de exemplu, la Căști sau English Summer de la Faithless. Și dau și un exemplu de moment în care am simțit foarte, foarte multă emoție, când am ascultat pentru prima dată Rinaldo de Handel și în special aria Lascia ch'io pianga, când am simțit că nu pot să-mi controlez lacrimile și apoi, ser la rând, am reluat același fragment. Amintirea foarte clară de la vârsta de 16 ani este că ascultam la ora aia ABBA, Bonnie M, din astea, da? Și am ieșit în fața blocului și un vecin, un adolescent, cred că avea vreo 22 de ani, asculta ceva la Walkman și ia și tu și ascultă. Mi-a dat o cască, avea o cască din asta și mi-a dat-o să ascult, da? Și era
Pink Floyd, dar nu mai știu ce album. Știu doar că m-am uimit că există așa ceva și am descoperit o altă lume. Și de acolo s-au pus lucrurile în mișcare și au existat multe, multe influențe de-a lungul timpului, inclusiv Voicu Rădescu, cu care am ascultat foarte mult jazz, datorită căruia am ascultat jazz, am fost la concerte de jazz, dar mai pot să notez o influență din partea lui Prince, care inițial mi s-a părut un ciudat, că apărea în pielea goală pe coperta unui album, deci prejudecată, da? Dar după aia s-a ascult în condiții foarte bune un album care se numea Love Sexy, 1988, și să mă mir ascultând în condiții bune de felul în care orchestra el, erau foarte multe nivele, foarte multe nivele suprapuse în orchestrația lui. Sunt o ascultătoare pulsională de muzică, nu sunt un om instruit. Ascult de la Minelli Ram Pam Pam până la Alexandru Bălănescu, ascult Bob Dylan, ascult pe Lucian Ban, ascult și Taraful de la Mârșa, ascult și Trap, o ascult și pe Delia, ascult de toate, practic. Am piesele mele care îmi fac bine și care mă liniștesc în momente complicate. M-aș numi mai degrabă o sălbatică în muzică. Multe opinii așadar, multe gusturi. Matei, dacă ar fi să încep tu prin a-ți mărturisi primul coup de foudre muzical, ce ar fi? Păi, la mine, cred că începe și se termină toată povestea cu Beatles. Eu cu Beatles am început să ascult muzică, cu rock and roll-ul clasic, ca să spun așa, și tot la el mă întorc de fiecare dată când simt nevoia să ascult și să mă simt bine. În Beatles mă simt acasă cumva, dar sigur că asta nu înseamnă că nu fac și alte ocoliciuri sau alte drumuri pe la Rock-ul Mai Hard, pe la jazz foarte adesea, mai ales dacă e în concert, și uneori pe la muzica clasică. Pe mine m-a uimit memoria muzicală lui Florin Piersic Junior. Bine, se văd toate influențele astea și în spectacolele lui, dacă îl urmărim așa în timp. Se văd foarte bine, mai ales în seria asta Freak Show, în care bucățile, pentru că e practic o înseriere de episoade, sunt rupte de melodii, în fine, foarte bine alese. Dar ce memorie putea să aibă? Pasionat de muzică. Da, se vede. Atât de pasionat încât a decis să învețe să cânte la chitară. Și recunoaște că este foarte greu la vârsta asta. Adevărat că aș spune că atunci când avem o pasiune, cumva ajungem să cunoaștem tot ce stă în spatele ei, dacă ne place un album, dacă ne place un interpret. Sigur că îi căutăm dedesubturile, încercăm să aflăm cât mai multe. Valentina, la tine, care a fost prima pasiune devastatoare muzicală? La mine a fost Bryan Adams. Cred că și în prezent îmi place la fel de mult, dar, bine, între timp, sigur, s-a diversificat totul pe măsură ce înaintăm în vârstă. Gusturile se schimbă, se amplifică, se diversifică. Dar, da, Bryan Adams a fost pasiunea mea de liceu și Take That. Îmi plăceau și Take That. Dar, derulând în spate, primul meu contact cu muzica a fost, de fapt, cu muzica corală. Bunicul meu era dirijor de cor. Și mă lua la repetiții. Și atunci, sigur că da, parcursul acesta muzical a început în viața mea, de pe la 3 ani, 4 ani. Pe urmă am început studiul pianului, la 5 ani, și știu că primul disc de vinil de muzică clasică pe care l-am avut a fost cu concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Serghei Rachmaninov. Și era, făcusem o pasiune pentru prima parte, da. Cred că eram în clasa 1 sau a 2-a și îl ascultam în buclă, efectiv. Venea mama și îmi spunea, ascultă și altceva, că l-am învățat pe din afară. Mai știi cu cine era? Cred că cu Filarmonica din Moscova, dar uite, nu mai țin minte cine îl interpreta. Da, pentru că majoritatea discurilor care ajungeau la noi în perioada aceea veneau exact, pe filieră estică. Exact, estică. Eu am avut o obsesie la un moment dat pentru concertul numărul 3 de Rachmaninov. M-ar certa acum maestru Dan Grigore, pentru că mie îmi plăcea foarte mult interpretarea Martei Argerich și lui nu, deloc. Spunea că este o interpretare cu tot afectul la vedere. Bine, mie îmi place inclusiv această polifonie de opinii pe care o trezește în noi muzica. Zoli, tu mai știi la ce ai cedat emoțional prima dată? Eu,
eu provin dintr-o familie de muzicieni și bineînțeles că muzica clasică era la ordinea zilei, dar țin minte că tatăl meu călătorea destul de mult în străinătate și aducea viniluri. Și am pus mâna pe un vinil, era Carmina Burana, interpretată de Filarmonica din Leipzig. Și am ascultat atât de des acest disc, încât orice altă variantă o aud, chiar și în ziua de azi, o compar cu acea variantă. Chiar dacă nu e o variantă perfectă sau nu știu, sunt tempurile diferă, fiecare dirijor are viziunea lui asupra acestei cantate, dar eu totdeauna mă raportez la acea interpretare. Deci, Carmina Burana am ascultat-o de sute de mii de ori și după aia s-a întâmplat, eram cred, clasa 9 sau 10, colaboram cu Filarmonica din Timișoara și la Carmina Burana eu eram la percuție, tata era în corul de bărbați al Filarmonicii, mama era pianistă pe scenă, când sunt cele două piane, da? Și fratele meu, mai mic cu 6 ani, mai mic de mine, era în corul de copii a școlii. Și am dat să ascult la cineva în picioare și a zis, ia uite, toată familia tot la Carmina Burana. Da, deci e periculos ce te obsedează, că s-ar putea să ți se întâmple niște lucruri ciudate. Nu, dar e interesant pentru că voi sunteți aici oamenii de meserie, ca să spun așa, atunci când vine vorba de muzică. Eram curios dacă ea se așează altfel în voi, dacă o percepeți altfel, dacă o primiți altfel, în momentul în care începeți să o studiați, să o desfaceți, inclusiv din acest ambalaj de mister care pe noi de multe ori ne răpește. Recunosc că de foarte multe ori, uite, la festivalul Enescu, sunt acele momente de repetiții în cursul dimineții. De foarte multe ori mă duc pe scenă și mă uit prin știmele de orchestră sau partitura de pian sau cea dirijorală. Pentru că mă interesează foarte mult și notația din partitura compozitorului respectiv. Și e fascinant să vezi acele note înlănțuite acolo și te gândești că în final, seara, în timpul concertului, vei asimila toată emoția aceea care din niște mici punctișoare negre pe o partitură se transformă în emoție. Despre asta e muzica până la urmă. Mie îmi place foarte mult să aflu și care este povestea din spatele lucrării sau cum a ajuns Mussorgsky să scrie tablouri dintre expoziții și care au fost acele tablouri. Am fost la un dat curios să văd cum arătau tablourile exact. În sine. Da. Vorbim de expoziția lui Hartmann, nu de la Hermitage. Da. Și făcând acest lucru, m-am oprit la Baba Yaga, care ulterior am, pe cel mai recent album pe care l-am lansat, una dintre piese pleacă din tema din Baba Yaga. Un motiv de altfel foarte frumos și foarte pregnant al folclorului de origine slavă, această care, Baba Yaga, care pe care cumva timpul. O găsim și la noi, da. În anumite derivări și variațiuni. Matei, tu ce, în primul rând, ar trebui să le explicăm celor tineri care se uită la noi, sper, ce sunt acele obiecte, patru la număr pe care le avem pe masă, acele casete audio, acele relicve, acele artefacte. Dar nu ai adus creionul. Să te rugezi. Așa. Iată-l. M-am adus patru casete, de fapt, aici, pentru telespectatorii mai tineri care ne urmăresc. Așa arăta suportul, mediul pe care se producea muzica în anii 90. Uh-huh. E o casetă de plastic și înăuntru este asta. Așa. Am adus aici, se numește Underground România 1. Este o casetă cu muzică tânără sau produse de tineri. Care pentru tineret, da, care se difuza odată cu revista Gașca. O revistă muzicală și de lifestyle, să-i spunem. Eu recunosc că de această revistă tineret. Nu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte perfect de revista Salut. Da. Aduc aminte perfect de revista Ecran Magazin, care era o colecție de idole ai adolescenței anilor 90. De Gașca, Gașca cred că este un fel de continuare a revistei Salut sau un fel de concurență, competiția pentru revista Salut. În orice caz erau niște ani unde și presa, general presa, dar și presa de tineret sau presa de liceu, presa de școală, făcea tiraj destul de mare și era urmărită. Totul a început, evident, cu brandurile, cu titlurile internaționale, Bravo și Popcorn, care au ajuns absolut. Așa, și apoi au
s-au inventat și, și titluri românește. Și această revistă a dat această casetă, la un moment dat, o dată cu a treia sau a patra apariție, am impresia, nu mai țin minte exact, cu câteva trupe de liceu foarte interesante și printre altele și The Rising Shadow se numea, trupa din liceul meu din școala germană. Mm-hmm. Da. Da. Poate ar fi de menționat faptul că caseta este de fapt prima formă de muzică portabilă. Pentru că nu e așa, până atunci erau toate magnetofon cu bandă, vinilurile, și atunci au inventat caseta ca să poți să te plimbi. Da, și înainte de iPod exista Walkman-ul. Da, exista și Discman-ul după Walkman cu CD-uri. Eu mi-aduc aminte primul CD pe care l-am avut în casă, adus de mama de la Viena în 1990, era evident o integrală de operă, Beatrice Ditenda cu Mariana Nicolescu. Foarte multă vreme ne-am uitat la el, pentru că nu aveam la ce să-l cântăm, nu aveam la ce să-l... Și l-ai ascultat la un CD? L-am ascultat mult, cred că 2 ani mai târziu, când a intrat... Ce hipster! Exact, când a intrat în viața noastră primul CD player. Deci era discuția că nu puteai să întorci, nu era doar o singură față. Simt că mi-a zis mama, bun, și acum pune pe fața mea, pe nu există. Dar aici Zoria a deschis o discuție foarte interesantă, apropo de portabilitatea muzicii, care a venit toată cu Walkman-ul și cu casetofoanele, așa zis, portabile, nu? Pentru că asta puteai să iei muzica cu tine oriunde și popularizarea mergeai. Nu mai erai atașat, legat de niște combine grele, voluminoase, niște camere și speciale de audiție. Și în plus puteam să ne facem, cum vorbeam și înainte să începem filmarea, propriile noastre compilații, pentru că înregistram muzică de la radio sau cei mai norocoși cu dublu casetofon de pe o casetă pe alta. Și sigur, se făceau aceste palimpseste muzicale. Eu le povesteam colegilor înainte de intrarea în emisie că aveam colecții ce-mi place mie unul, ce-mi place mie doi, ce-mi place mie trei. Le făceam inclusiv niște coperte cu, decupam tot felul de lucruri, le lipeam, aveam design. Sigur. Ca sigur. Să fie și trebuie. Ce puneai dia pe aceste ce-mi place mie unul, ce-mi place mie doi? Erau tematice, dar țin minte că atunci când am început să le fac, ascultam foarte mult Brit Pop, ascultam Blur, Pulp, Oasis, Suede, eram în perioada aia. Și multe au combinații de genul ăsta, The Pixies, cu Where Is My Mind, țin minte că era pe una dintre și ele. Și dacă nu-ți mai plăcea de un artist, efectiv luai banda și tăiai și după aia lipiai cu scoci. Făceam ce-mi place mie 5, pentru că lucrurile se mai schimbă în timp. Absolut, și evident, aceste compilații erau făcute și în funcție de destinația lor, pentru că erau casete cu care puteai să mergi la petreceri, sigur. Celebrele bairamuri. Bineînțeles. Da? Da. Să ne ierte în continuare telespectatorii mai tineri, că am plonjat în propria noastră tinerețe. Dar să știi că eu și acum am niște playlist-uri pe Spotify care au nume foarte asemănătoare. De exemplu, am muzică de pierzanie. Se știe că dacă dau play la muzică de pierzanie, nu e extraordinar. Am Zbor în dormitor, am muzică de scoți bărbații la dans, muzică de dat cu aspiratorul. Pot să continui, să știți. Dia, deci... ești plină de surprize. O să ne întoarcem la de scoți bărbații din casă. Exact. Uite, bună, ne întoarcem la toate aceste prefeste. Haideți să vedem însă la ce mai dau play și invitații tăi. Gândindu-mă la provocarea asta, mi-am dat seama că nu prea ascult muzică când fac altceva, când lucrez sau nici măcar când mă plimb. Și nu cred că ascult un gen anume sau nici măcar nu cred că mă identific cu un gen anume. Părinții mei m-au crescut pe multă muzică destul de diversă, așa că așa cum gusturile mele sunt destul de eclectice sau, mă rog, playlist-urile mele sunt destul de eclectice. Și, de exemplu, în ultima vreme am ascultat foarte multe soundtrack-uri de filme sau seriale. Îmi place foarte tare cel de la Normal People sau cel de la Aftersun. Și mă prefer să vorbesc despre... Adică cred că cineva și-ar face o idee mai bună despre mine și relația mea cu muzica dacă vorbesc despre... ce mă preocupă acum. În copilărie am dezvoltat un cu de fudru pentru Barbie Girl de Aqua. Părinții erau disperați că ascultam non-stop acea casetă și până și pițigoiul de la geam a început să învețe acea piesă pe de rost, să o reproducă. După aia țin minte că dormeam tot la 4-5 ani, dormeam cu caseta lui Ștefan Hrușcă, Fostele iubiri sub pernă. Avusesem o pasiune și pentru el. În adolescență am trecut la
rock și consideram că asta e singura muzică pură pe care trebuie să o ascult. Acum ascult de toate. Am trecut prin pasiune și pentru Nina Simone, pentru Sinnerman și pentru o grămadă de artiști și artiste, Grace Jones, foarte mulți. Acum ascult orice, de la jazz, la rock, la pop, la operă mai nou, la muzică clasică, folclor. Le ascult pe surorile Osoianu cu drag, destul de des în ultima vreme. Rock ascult și ascult rock în școala generală. Eram într-o gașcă de rocker. Am mai trecut prin alte stiluri, dar tot aici am rămas. Trupe, păi au rămas cele din copilărie, cum ar fi Alice in Chains, Laibach, Led Zeppelin. Chiar acum ascult obsesiv Madogada. Zoli, pentru că a fost vorba mai devreme într-una dintre opiniile culese de Dia de soundtrack-uri, asta mă aduce din nou la evocarea unei personalități muzicale de la noi despre care cred că nu vorbim cât ar merita. E vorba de Adrian Enescu, pe care tu l-ai cunoscut atât de bine, pe care tu l-ai cântat, cu care ai împărtășit multe momente de reală bucurie muzicală și aș vrea să ne întoarcem un pic la acest personaj drag nouă și să îmi trasez câteva din bornele esențiale ale muncii voastre împreună. Înainte de toate, era un compozitor care îi plăcea să iasă din zona de confort. N-a zis nicio... se ferea de ceva ce s-a mai făcut și de-abia aștepta să vină un nebun la el și să zică, fă-mi ceva ce n-ai mai făcut. Țin minte că l-am cunoscut pe Adrian la Timișoara, la Zilele Muzicii Contemporane. Și după nici jumătate de oră, parcă nu știam de 1000 de ani, și a zis, băi Adrian, cum ar fi să scrii o piesă pentru butoaie și orchestră? Și a zis că s-a stat simțit și acum ce genial! Ce... Bun, dintre noi erau 20 de ani, 30 de ani diferență. Și am zis, acolo și rămâne discuția, ca întotdeauna... sau de ce mai multe ori cu compozitorii, discuțiile rămân cam la șprițul de după și după aia vezi tu ce se întâmplă. E, asta s-a întâmplat sâmbătă, luni dimineața, Adrian Nenescu m-a sunat. Ce faci? Unde ești? Stai, dar cu cine vorbesc? Da. Nu. Zice, unde-s butaia? Unde-i sala de repetiții? Pe energetice. Vin acolo. Uh-huh. Deci era foarte energic, foarte... foarte implicat în tot... Tu erai în sistem atunci. Da. Nu, terminasem. Da. Ba nu, mai eram încă în sistem. Da. Și de-aia a plăcut foarte mult ideea. După aia ne-am dat seama că nu ar suna atât de bine și a scris piesa Domino pentru percuție și orchestră pe care am cântat-o niște ani la rând. Atât cu orchestra radio din București, cu cei de la Timișoara. Am cântat-o în Festivalul Enescu. Da, deci totdeauna era deschis la orice propunere, îi spune. Și venea, zicea, putea să te asculte, să se gândească și să vină cu contraargumente, dar venea cu argumente, adică nu era genul de ce, pentru că așa vreau eu. Da. Nu n-a existat niciodată. Și era, țin minte că era foarte la zi cu tot ce se întâmpla în lume. Era la zi cu toate tehnologiile, cu tot, deși avea, nu știu, 60-65 de ani, lucra pe cele mai moderne software-uri de muzică. Adică nu era cramponat în ce a învățat el acum 30-40 de ani. Da, în 70 când da, și de multe ori stăteam seara după ce îmi arăta ce am mai compus și hai să-ți mai arăt și alte trupe de afară. Ce mai fac și unii? Ce mai fac și alții? Ce zici de compozitor? Bă, da, ce mișto e filmul ăsta, dar cum ar fi să facem asta? Da? Adică totdeauna trăia foarte, foarte, foarte intens ceea ce făcea. Când și în ce condiții se clasicizează un experiment? Când devine experimentul potențial clasic? S-au fumat, cum ai spune. Da. Nu știu să spun. Dar pot să spun, de exemplu, că un proiect care s-a catalogat de nișă și care zice asta niciodată nu o să fie ascultat de cineva. Îți dau exemplul meu în 2018 la
Clubul Expirat, am prezentat prima dată proiectul meu de muzică electronică. Și toată lumea a venit și măi, e foarte mișto, dar cine o să asculte? Da? Și acum o lună, da, de Revelion, piese de atunci, puțin rearanjate, da? Le-am cântat în noaptea de Revelion, la ora 11:30, în fața 15.000 de oameni. Ce am observat eu? Asta cu nișa e de fapt, de multe ori o scuză pentru cei care nu cunosc sau nu sunt familiarizați, să spun așa, cu ceea ce vei dori tu să faci, sau nu ascultă toată povestea din spate, sau poate nu au puterea de a se gândi cum ar putea să se dezvolte un proiect, bă, ăsta e de nișă. Dar tocmai nișa e cea care, de fapt, influențează generațiile de mai târziu, care se revendică adesea nu de la muzica mainstream, de la curentul care se întipărește, care se clasificează, cum spui. De multe ori, actualul mainstream a fost probabil acum 10-20 de ani un experiment pentru cineva. Da. Da? Pentru că și în anii 30-40, când au început primele experimente de muzică electronică, să spunem așa, da? Care se făceau în centrele de calcul, au fost câteva trupe de mainstream care au aplicat urechea și au zis, băi, ar fi mișto să punem. Și atunci s-au identificat, și-au schimbat timbrul formației, nu? Pentru că și la Pink Floyd vorbeau de Pink Floyd. Da. Pink Floyd are un timbru, formația în sine, pe care recunoști din... De fapt, acolo se face diferența între o trupă de top și una care se pierde în peisaj. Da, în peisaj. Și progresul de fapt, timbrul trupei. Și da. Celor care sunt clasificați la început, să zicem, exact, de nișă. Da. Și, bineînțeles, intervine și norocul artistului, pentru că nu pot să neglijez acest aspect. Eu mă consider un artist norocos, care am avut ocazia să-mi și exprim și locuri unde să-mi exprim ceea ce vreau să... sau ceea ce am lucrat acasă, da? În studio sau unde am lucrat. Bine, și mai e ceva, Zoli, în cazul tău. Tu n-ai stat niciodată într-o singură pătrățică și ți-ai căutat sau ți-ai identificat categorii felurite de public, mai deschiși, mai experimentați sau mai la început, care odată cu tine au deschis ochii asupra multor aspecte muzicale, în felul acesta, probabil nedându-ți nici ție voie să stai, știi, într-un singur loc. Bine, ai pe undeva mult spus presiunea publicului. Nu, sună chiar prea mult. Dar oamenii știind că tu te ocupi de lucruri puțin mai conceptuale, da, totdeauna au tendința să se întrebe ce ai mai făcut? Ce ai mai făcut? Și tu, cumva, dacă ai un pic de bun simț, nu poți zice, bă, n-am făcut nimic. Da. Sau să spui tot timpul același lucru. Adică trebuie să muncești tot timpul, știi, ca să... Da. Eu aș mai avea un răspuns, o ipoteză, de fapt, la întrebarea ta, când se clasicizează. Cred că are foarte mare legătură cu evoluția tehnologică, că de la un punct încolo se inventează atât de multe efecte, sound-uri, pur și simplu unelte, încât un anumit tip de sunet te vine de suet. Da, dar este foarte important ca toate lucrurile care sunt complicate la început, să devină cât mai simplă. Pentru că inclusiv la mine, proiectele pe care le-am făcut, le-am gândit mult prea complicate, n-au avut succesul pe care l-au în momentul în care am început să le simplific. Aceeași idee, aceeași instrumentariu, dar ca să fie un pic mai pe înțelesul masei. Da? Apoi, pentru că noi putem să fim într-un grup de 6 cunoscători, profesioniști ai muzicii, etc. Și să vă explic în fiecare acord de ce l-am pus acolo sau de ce am... Dar, la adică, muzica trebuie să fie și plăcere, nu numai un experiment. Da. Și atunci când găsești acest echilibru, atunci... Da. Cred că lucrurile se simplifică. Apoi cred că mai contează și contextul în care este receptată muzica sau transmisă. Adică una este pe scena mare a unui teatru sau unui festival deja consacrat, alta este underground, alta este într-un club, alta este într-o școală de muzică când e difuzată către un public curios sau, cred că fiecare, sau în orice caz deschis. Fiecare repertoriu are spațiul lui de expunere la început. Fiecare tip de repertoriu. Da? Că sunt lucrări mari din literatura muzicală care au fost cântate și după aceea corectate la 2-3 ani. Vorbim lucruri frecvente de compozitor. L-am văzut pe Florin Piersic, vorbea la un moment dat de Green Hours și aș vrea și eu să subliniez cât de important a fost acest club în București. Adică Voicu Rădescu a făcut chiar o muncă de pionierat în tipul ăsta de difuzare, de inventarea unor spații și a unor contexte pentru
muzica de jazz, mai ales la începutul anilor 90, aproape în 2000, când nu existau totuși scene, nu existau festivaluri, era o piață încă închisă, încă oricum foarte mică pentru muzica de nișă denumită jazz. Green Hours a fost într-adevăr un reper, a mai fost evident Lăptăria lui Enache, Clubul la Motoare, da. Art and Jazz Club, dar nu erau foarte multe cluburi de acest tip și mai ales oameni atât de angajați cum a fost Voicu Rădescu. Da, cred că numărul de numărul de cluburi de jazz într-o capitală îți arată puțin și gradul de deschidere a publicului din acel oraș față de nou. Pentru că vorbim cu toții despre Berlin, care este capitala de departe a muzicii clasice, dar și a muzicii electronice, da? Da. Și a underground-ului, indiferent dacă vorbim despre muzică, pictură, sculptură, design, despre orice. Păi în Berlin sunt cel puțin 100 de cluburi de muzică electronică. Și la noi? Și la noi sunt... Avem câteva. Da. Și la noi sunt două. Da. Adică nu vreau să minimalizez ceea ce încearcă să facă unii patroni de cluburi, da, care ajută acest fenomen. Dar fenomenul se naște și din dorința cetățenilor, exact, de a experimenta altceva. Noi ca nație suntem destul de mulțumiți cu ce ni se dă la radio. Nu mai încerci ceva. Ai spus cuvântul magic, Zoli, la care voiam să ajung și eu, pentru că v-aș propune să vedem și această dimensiune de astăzi a muzicii, pentru că dacă este să privim iarăși în urmă, cum am făcut-o și mai devreme, către tinerețile noastre pasionale și pasionate între ale muzicii, avem radioul de multe ori ca unic vector, da? Era singura cale, singurul portal prin care noi intram în muzică și muzica venea către noi. Astăzi, și mai era ceva, radioul stabilea niște standarde, da? Muzica difuzabilă la radio, un lucru foarte important, în urma și în baza căruia mulți muzicieni care nu erau difuzați la radio aveau frustrări destul de serioase. Astăzi radioul nu cred că mai are acest primat, sau dacă îl are și îl împarte cu nenumărate alte modalități de a accesa muzica. Valentina. Da, așa e. În anii din perioada comunismului, într-adevăr, și după. Radio, dacă apăreai la radio ca muzician, înseamnă că erai validat cumva. Exact. Acum, într-adevăr, avem atâtea surse auditive de a savura muzica, plecând de la Spotify, cum spuneai, și de la nenumărate posturi, posturi de radio și așa mai departe. Muzica, într-adevăr, e... Da, dar și datorită faptului că la radio... Acum niște ani, nu că acum nu ar fi, dar erau niște super profesioniști care aveau știința radioului, pentru că radio în sine este o știință, nu e doar o unealtă. Și da, într-adevăr, muzica pentru radio se făcea într-un anume fel. Trebuia să respecti un tempo al generației, dar acum se respectă tempurile perioadei. Uh-huh. Da? Genul muzical. Acum nu mai pot să cânt, se cântă același gen. Deci dacă tu ești un artist de... Cum noi sistem ne-am retras pentru că nu ne regăseam în genul muzical care se dădea la radio. Reggaeton în acel moment. Și am zis, băi, nu avem ce căuta aici. Timpul. Deci la radio 3.30, ce ai depășit 3.30, avem o problemă. Așa e. Da, deci acolo discursul... Exact. Discursul muzical este cu totul și cu totul altul. De multe ori, venind din academie, aveam tendința să îi blamez pe ceva, am ce ești la radio. Și pe aia când am ajuns să depind într-un fel de radio, mi-am dat seama că nu e chiar așa. Dar radio avea o putere fantastică. Acum 20 de ani, dacă ajungeam cu o piesă la radio, da, în 4-5 săptămâni, puteai, dacă era bună, puteai să ajungi number one și efectiv îți schimba o traiectoria carierei în acel moment. Aici aș pune totuși un mic bemol, adică e o diferență între radiourile comerciale care sunt comerciale, adică nu trebuie decât să se conformeze gusturilor deja formate și să le alimenteze, nu? Până la urmă, să se adreseze unui public cât mai larg, și radiourile publice, cum e Radio România Cultural sau Radio România Muzical, care au obligație inclusiv legală
să formeze public nou și să difuzeze muzici de feluri diferite, adică și muzică clasică. Și o și face. Și o și face, sigur că da. Mai este și o altă diferență pe care o putem face între radiourile care își construiesc oferta sonoră pe muzică în proporție majoritară și radiourile generaliste, care sigur că păstrează o proporție relativ balansată între conținutul muzical și conținutul vorbit. Și aici e o nuanță. Și e o orientare către vârsta de public. Exact. Pentru că sunt radiouri comerciale care au un pattern, care spun, suntem 14-25, punct, mai mult nu ne interesează. Clar. Și atunci, normal că nu se regăsește ceea ce cauți tu sau eu cauți. Și atunci există acest sfânt Spotify sau Deezer, Tidal, ce mai fi, da. Da, Apple Music. Și care are acest sistem de recomandări, de fapt, care exact. Se face după tot după da. Gusturile tale, da, pe care după ți algoritmul preferințelor. Și este grozav, pentru că ai tot timpul muzică nouă. Da. Bun, muzică nouă, muzică veche, să vedem ce mai ascultă personajele și persoanele intervievate de Dia. Adesea mi se întâmplă să mă îndrăgostesc de formații care au linii de chitară memorabile. Nu complicate, ci memorabile. De foarte multe ori, un riff de 3-4 note poate suplini extraordinar de bine un solo de 8 minute, care poate nu spune la fel de mult. Și în felul ăsta am ajuns să mă îndrăgostesc de formații ca Blur sau Oasis, formații dintr-o epocă a Britpopului foarte populare, unde chitara și riff-ul de chitară însemna foarte mult. Și trecând peste timp și peste țări, am ajuns și la noi, unde avem, sau eu am găsit formații ca Omul cu șobolan sau Om la lună, la fel formații cu partituri de chitară foarte bune, care ies foarte bine în evidență, le ții minte și ajungi să te trezești dimineața cu bucata aia de chitară în cap și, în efectiv, nu ai cum să scapi de ea. Despre playlistul meu, nu cred că are un stil anume, pentru că acolo regăsești cam toate stilurile. În ultima vreme, pentru că sunt în prag de premieră cu spectacolul Împărăteasa Chinei, în regia lui Alexander Hauswater, ascult Nicu Alifantis pentru că el semnează muzica acestui spectacol. Mi-e foarte greu să vorbesc despre lucrurile astea importante, despre lucrurile cu adevărat prețioase din viața noastră. Și uite așa, recurgem la artă, la artă în general. Muzica fiind cea mai aproape de noi, pentru că din vorbire treci ușor în muzică. Și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru e muzică. Trebuie doar să ascultăm. Legat de auz, de simțul auzului, mi se pare interesant că el este ultimul care ne părăsește atunci când trecem în cealaltă etapă, cea a neființei. Și e frumos. E frumos și mi-aș dori ca ultima amintire, ultimul lucru legat de locul ăsta, de pământ, să fie muzică. Frumoasă această idee. Mirela, la ce cote spirituale ai văzut? Luat, da. Ce te face să te îndrăgostești de o muzică anume? Relația mea cu muzica e mai complicată. Dar este. Este. N-am atâta intrat vreme în discuție, cât este... în discuție despre acei ani 90, evident, povestea cu casetele. Da, când am avut după Revoluție acces și la casete, și la casetofoane. Și, bun. Și pentru mine a fost o perioadă de formare, pentru că tot cumpăram casete de muzică clasică în perioada aia, ascultam Grieg, Tchaikovsky, bifam niște lucruri cu sistem, așa, cu programă. Bun, între timp lucrurile s-au diversificat și pentru că Dia a tot chestionat oameni și am văzut că multe dintre alegerile ei au mers în zona literară, nu? Actori și, și scriitori, nu? Da. Relația asta, literatură, muzică, e la îndemână. Și m-am gândit să evoc aici un nume care sigur ne vine în minte când e vorba de literatură și muzică, și a lui Caragiale, un nume clasic, care era un uriaș meloman, torturat de faptul că nu știa să citească notația muzicală, care nu putea trăi fără pian în casă și l-a luat la Berlin, și care
în relația de prietenie berlineză cu Paul Zarifopol, mai tânăr, cu 20 și ceva de ani, în această relație un punct important era comunicarea și dialogul despre muzică. Zarifopol era și pianist. Zarifopol trăia la Leipzig în perioada aia. Caragiale se ducea des să asculte concerte cu Zarifopol la Leipzig și preferința lui numărul unu era Beethoven. Uh-huh. Și de la Beethoven, Sinfonia a patra, cum zicea el, Sinfonia a patra a Babacului, orice s-ar zice, e una minune neîntrecută. Uh-huh. Și pentru că era numele tutelar, atunci și Bonul, unde se născuse Beethoven, era pentru Caragiale Betleemul din Germania. Era un Betleem. Bun, era destul de conservator. Vreau să zic că cu niște gusturi precise în materie de muzică clasică, adică Beethoven, Bach, după aceea cred că Haydn, Mozart, cu Wagner avea niște probleme, cum zicea acolo el. Acolo intrăm deja într-o zonă foarte a nisipurilor. Alegoriile Alandala nu erau pe gustul lui, care era un spirit bun, destul de riguros. Avea o problemă și cu îndrăznelile moderniste ale momentului, ale lui Tchaikovsky, Saint-Saëns. Nici aici nu rezona foarte rezona. Tare. Și mă gândesc acum, bun, știm și relația cu cela de la Vrancea, fica bunului lui prieten care venea la Berlin și îi cânta. Acum mă gândesc un pic că acest, și scria și cronici muzicale, acest simț muzical mental, să zicem, interiorizat al lui Caragiale, probabil că se simte și în stilul lui și în fraza lui, extrem de riguroasă. Da, eu cred că este o muzică infuzată în foarte multe aspecte care țin de expresiile creativității umane și că uneori, chiar și atunci când avem senzația că suntem departe de muzică, de fapt suntem mai aproape de ea decât credem. Și aș mai deschide, da, iar o paranteză, că mi-a venit în minte acum și relația obzeciștilor și a lui Mircea Cărtărescu cu muzica, cu da. Beatles, și nu, iar Mircea Cărtărescu nu ostenește să vorbească despre ce a însemnat muzica aia și ce au însemnat acele figuri iconice, cum ei înșiși la Cenaclul de Luni se proiectau. Și care cioplea în piatră. Nu? Relația lui cu muzica a fost una specială. El cântând în corul bisericii încă de mic, a încercat și zona de lutiere, își construia vioara. Brâncuș a fost cel care și-a făcut un sistem de notare propriu, pentru că nu știa muzică și avea sistemul lui de notare. Și când s-a dus la Paris, primul lucru pe care l-a făcut, a căutat corul bisericii. Și s-a dus și a cântat acolo. Se spune că avea o carieră de 75 de ani de corist. Când s-a dus în corul bisericii, cântau după partituri și el avea partitura lui, sistemul lui de notare. Dar, indiferent din care zonă artistică sunt, dacă vorbim de pictor, de sculptor, de actor, de scriitor, de orice ar fi, cred că fiecare ramură este strâns legată cu muzica. Pentru că nu e așa, diferența o fac întotdeauna detaliile. Iar un spectru atât de larg ca în muzică nu există, sau ca un auz, nu există în niciuna din simțurile pe care le avem. Dar eu vreau să vă întreb pe voi, pe Valentina și pe tine în mod particular, un anumit lucru. Pentru că, iată, noi ne-am adunat aici să vorbim despre muzică, poate despre pasiuni muzicale ale noastre sau despre felul în care muzica își face loc în viața noastră. Există, nu știu cât mai este astăzi de actualitate, dar există această idee potrivit căreia muzica n-ar trebui să fie discutată, ci muzica ar trebui să fie ascultată în primul rând, primită, trăită și lăsată într-un soi de taină. Ori noi și voi de multe ori
explicați muzica. Nu înseamnă doar povestea din spatele compunerii unei anumite piese, ci și lucruri care țin de construcția ei, de felul în care notele se așează, de felul în care cuvintele de multe ori se așează pe note. Credeți că e bine să veniți cu aceste explicații către un public larg sau cumva ar trebui păstrată și această acest inefabil, inexplicabil, indefinibil al muzicii? S-a ajuns cumva la ideea asta de a explica muzica cu ceva ani în urmă, când muzicienii, în special muzicienii de muzică clasică, și-au dat seama că își doresc mai multe categorii de public la concertele lor. Și atunci, ca să atragi marea masă de public către tine, trebuie să-i și vorbești, nu doar să-i și cânți. Pentru că de foarte multe ori sunt oameni care poate nu îndrăznesc să intre la Ateneul Român la un concert, gândindu-se că, uite, pentru mine nu e muzica clasică, pentru că nu o înțeleg și atunci de ce să mă duc la un concert, că nu înțeleg nimic. Sigur că muzica e despre emoții și despre ceea ce îți transmite muzicianul acela de pe scenă, că tu trebuie să te duci în sală ca spectator și să savorezi acea emoție, să te bucuri de ea. Și până la urmă, la nivel colectiv, ceea ce se întâmplă în acea sală de concert e absolut fantastic, fabulos ce se întâmplă acolo, pentru că poți să trăiești emoții de la lacrimi la zâmbete și este absolut minunat. Muzicienii, revenind la ideea asta de a explica muzica, muzicienii de muzică clasică s-au gândit foarte bine atunci când au venit pe scenă și au spus, bun, înainte de un concert sau de un recital, eu vreau să vă vorbesc și să vă povestesc niște lucruri. De ce? Pentru că publicul se apropie și mai mult de tine ca artist. Te percepe ca om, nu ca pe ceva, pe un piedestal așa foarte înalt, unde nu te pot atinge, ești acolo, nu știu cum să mă adresez ție sau cum să te înțeleg. E, din punctul meu de vedere, asta înseamnă, de fapt, a explica muzica. Nu vii în fața publicului și spui că în partitură la măsura 5 da. E 2, nu despre asta e vorba, bineînțeles, ci despre a avea un contact cu tine, cu cel din public, care poate nu mă cunoști sau ai venit din curiozitate și din acest motiv sunt pentru tine acolo. Tot aceste lucruri au pornit odată cu muzica programatică. Liszt este în această zonă în care la concerte lui erau în caietele sale era explicat. Exact, îți dădea o cheie de lectură. Îți dădea o direcție. Bineînțeles, sunt perfect de acord că muzica în primul rând trebuie să o savurezi, să o asculți, dar acum pentru că suntem la subiectul ascultat, cred că fiecare dintre noi înțelege altceva prin a asculta muzică. Pentru că una este să mergi la un restaurant și auzi niște muzică în spate, în fundal, și zici, băi, am ascultat muzică azi. Ceea ce eu nu pot să agrez neapărat acest termen în acest caz. Sau una este să îmi pun o cafea, dimineața să îmi pun un vinil sau un spot, nu contează suportul de pe care și să ascult o muzică, să nu fac altceva, să nu aspir, să nu spăl vasele, să, nu știu, ascult. Fac o audiție. Fac exact. O audiție, da. Adică depinde fiecare ce își dorește de la asta. Și atunci, cred că rolul muzicienilor este acela de a explica marelui public că există și această variantă de audiție. Da? Audiția are mai multe poți să te bucuri de muzică în mai multe feluri. Mergi în sala de concerte, da? Unde pentru 2 ore poate uiți de tot ce se întâmplă acasă, te încarci, poate nimerești piese sau te duci la piese pe care le știi că îți fac bine sau te hotărăști că 2 ore vreau să experimentez ceva. Da? Modul de audiție contează foarte, foarte mult. Atunci când vorbim despre muzică, totuși muzica, din punctul meu de vedere, este o știință. Atâta timp cât sunt foarte multe lucruri exacte și este foarte bine corelată cu matematica, cu fizica, cu chimia, da? Este indubitabil că vorbim despre o știință. Sunt foarte multe științe pe care eu nu... Însă una care nu exclude acest inefabil despre care eu vorbeam. Da, tocmai. Da, da. Și, da, noi... preocupându-ne 20 de ani de misterul din spatele muzicii sau unei linii melodice, atunci suntem tentați de multe ori poate să intrăm prea în adâncul unei piese. Recunosc că
de multe ori mi-aș dori să nu cunosc niște lucruri și doar să ascult o linie și să nu urmăresc, dar acum vine și tema la oboi și acum sigur să vină la clarinet. Da. Și acum intră corni. Și... De exact, adică... exact la asta mă gândeam, da. Cu siguranță nu mai e aceeași plăcere, dar când le iese bine mă și bucur, mă ce fainul sunat, da. Știi? Dar... cred că la fel se întâmplă cu cei cu regizorii de film sau cu producătorii de film, adică mai ales că când văd lucruri, când ei se gândesc, uite, aici e o tăietură, exact, putea să pun acolo, dar de ce nu o luată unghiul ăla? Pe de altă parte, muzica face apel nu numai la emoție și la inimă, cred că face apel și la inteligența noastră. Sunt atâtea bucăți extraordinar construite, le asculți și ai așa un orgasm intelectual. Doamne, cât de bine a fost structurată, cât de bine a fost construită. Adică e și asta un tip de receptare. Bineînțeles. Idealul este să fie combinate, adică să ai... Eu cred că mai întâi vin valurile de emoție și apoi la o reascultare și re-reascultare vine și acest extaz intelectual despre care cu siguranță datoria noastră muzicienilor este să explicăm nu conținutul muzical, să le spunem oamenilor că puteți să ascultați în mai multe feluri un lucru. Da, atât. Da, Valentina vorbea despre învelișul ăsta de spectacol care acum ar trebui pus sau mulți preferă să-l pună unui concert. Eu aș mai ridica o problemă. Am mai auzit reacții despre oameni care vin cu copii la Ateneu, în seria clasică e fantastic. Un fel de a se corupe audiția de care vorbea Zoli mai devreme. Oamenii stau să filmeze. Oamenii... e foarte frumos să surprind acum. E ceva profund bruiat în felul în care nu mai știm la un moment dat să rămânem concentrați o oră și jumătate. Bun, asta se mai vede și la teatru, să zicem. Și la marile concerte. Da, pentru că trebuie să ne documentăm prezența acolo atunci. Și atunci cum faci când fragmentezi așa și... Ai spus bine cuvântul ăsta, bruiaș, să știi, pentru că asta se și întâmplă. Și moderatoarea le tot spunea, dar se filmează, se va da pe Facebook, va fi înregistrarea, lăsați telefoanele în clipa asta, pur și simplu lăsați-vă purtați de muzică. Este o reacție fix a mamelor care merg la sărbarea copiilor. Da, pentru că mamele nu merg să-și vadă copilul cum cântă sau cum recită o poezie la grădiniță. Ele merg ca să vadă bunica cum a fost acolo. Și din păcate aceste săli care nu știu dacă ar trebui să fie sacre sau habar n-am, dar se, într-un fel se parazitează și folosesc acest cuvânt poate puțin dur, dar de ce? Pentru că oamenii de cel mai multe ori nu își dau seama, cred că nu realizează, nu că o fac din rea intenție, că în momentul în care tu filmezi la Ateneu, da, fasciculul luminos din telefon îți distrage atenția oricât de concentrat ai fi. Pentru că lumina nu e așa, îți distrage atenția. Muzicianului sau ție ca spectator? Mie ca spectator. Da, pe el clar nu-l interesează din moment ce face asta. Da? Și atunci cumva mi-a răpit din timp. Pentru că pot să fiu în mijlocul unui discurs muzical în care intru într-un film anume și un dat apare un fascicul care mă sperie. Și plec mai nervos decât m-am dus la concert. Asta ține probabil și de o anumită laxitate care încă mai există în rânduielile de audiție de concert în sălile din România. Nu există. Asta mă gândeam și eu, că la Filarmonica din Viena sau la Opera din Paris sau la Metropolitan nu vei vedea pe nimeni nici măcar îndrăznind să scoată telefonul din buzunar în timpul execuției muzicale. La aplauze, sigur că da, filmăm până nu mai putem, dar până atunci absolut deloc. Eu recomand celor care merg la concerte și își doresc tare mult să aibă poze de acolo, să ia pozele oficiale de pe site-urile filarmonicii, opere, etc., care sunt niște poze mult mai bine făcute decât poți să le faci tu cu telefonul mobil. Păi da, dar nu sunt cu tine pozele. Ce faci? Tocmai. Da. Și mai e un lucru apropo de bruiaș, cum spunea Mirela foarte bine, mi-amintesc că aveam o discuție cu dirijorul Antonio Papano și îl întrebam despre, nu despre...
telefoane sau despre sonerici, îl întrebam firește despre aplauzele între părțile unei simfonii. Era vorba atunci de patetica lui Tchaikovsky, unde peste tot în lume, după partea a treia, se aplaudă. Exact, da. Și evident că erau voci, printre care și a mea, recunosc, mai degrabă indignate de acest, vezi, Doamne, gest de irreverență față de muzică și față de rânduiala stabilită, la care el mi-a spus foarte relaxat să nu ne mai cramponăm atâta de aplauzele între părți, pentru că peste tot se întâmplă în lume așa ceva și până la urmă ne bucurăm, este un triumf al muzicii care a suscitat aceste aplauze spontane chiar și atunci când ele nu sunt neapărat de dorit. Până la urmă și pe timpul lui Mozart se aplauda între părți și el era încântat, dar într-adevăr și nu ne scoate din focus în niciun fel acest fapt, însă un telefon mobil, prezența unui telefon mobil, poate să fie cu adevărat devastatoare. Nu știu dacă mai ții minte, Valentina... Acum mi-amintesc concertul, să zic, recitalul 2001... de la Ateneu, au venit Igudes Manenjou, da, celebrii muzicieni, și la un moment dat în sală a sunat, bineînțeles, un telefon. S-a oprit și au început să cânte linia melodică a telefonului. Exact. Adică... Nu, îmi aminteam de un moment cu consecințe posibil tragice. În 2001, la Festivalul Enescu, Riccardo Muti și orchestra de la Scala, după toată povestea cu Scala nu vine la Festivalul Enescu, da, Enescu, da, nu-i, da, muzică pentru muzicienii italieni, în sfârșit veniseră, Requiemul de Verdi, așadar și o lucrare, da? Și Riccardo Muti ridică brațul și sună telefonul. Riccardo Muti lasă brațul jos. Ridică din nou brațul și sună din nou telefonul. Ba da, ba da, da, eram, da, acolo. Da, da. Dacă i-a dat intrare. Și exact. Și a treia oară ne-am temut cu toții că va fi și ultima și că va ieși cu tot cu orchestră, da, de pe scenă. Și sunt multe asemenea așa cazuri. E. Și Lawrence Foster, care, da, ne-a arătat obrazul direct la Ateneu, odată cu orchestra, da, Gulbenkian de la Lisabona. Multe, multe asemenea, da, cazuri. Da, și mi se pare absolut fascinat, cu ghilimelele de rigoare, că acel personaj care are telefonul nu și-l găsește. Da. Și sună, și sună, și sună și nu-l mai găsește. Adică nu înțeleg ce se întâmplă în acele momente și de ce. Bun, ok, poți să uiți că... ai uitat să dai telefonul pe silent, dar în același timp, mi se pare... trebuie să vedem și dacă acești oameni au primit informația că nu au voie să facă, sau au fost crescuți în acest spirit. Pentru că la noi, la orele de dirigenție, nu se învață despre cum să mergi la teatru, cum să te îmbraci, cum să saluți, cum să zici mulțumesc, cum să zici te rog frumos, cum să treci, da, printre, da, spate, cum nu intri când a început concertul. Da? Cum... da. Și vorbesc de orele de dirigenție de la liceele de muzică. Pentru că dacă acolo s-ar întâmpla aceste lucruri, ar fi mult mai ușor să ne dorim de la școli generale să se învețe aceste lucruri. Dar dacă să ai o plasatoare într-o filarmonică deja este un lux, de unde să avem educația? Vă propun tuturor să vorbim despre educație muzicală la orice categorie de vârstă și la orice categorie socială după ce vedem al patrulea calup de opinii obținute de Diarad. Din recomandările mele muzicale aș zice Nick Cave cu orice înregistrare live, Cohen, mai ales cu ultimul album, Thanks for the Dance, și Manu Chao cu orice înregistrare de la el de acasă din timpul pandemiei. Eu de cele mai multe ori ascult disco, când vreau să dansez, când mă machiez, când mă îmbrac, să ies din casă, în mașină, dansez la semafor. Acum am peripit Wish I Didn't Miss You a lui Angie Stone. Când scriu sau când vreau să fiu creativ, ascult fie muzică simfonică, fie muzică contemporană, electronică, ușoară, Nils Ram și așa mai departe. Ascult uneori hituri. Și cel mai mult ascult acum, înainte de spectacolul Exil, coloana sonoră compusă de Călin Țopa, care este pe toate platformele de streaming muzical. Și albumul acesta întreg o să iasă pe 10 februarie și e și o piesă cu vocea mea. Probabil dintre toate fenomenele artistice care s-au manifestat la noi în ultimii 20 de ani, cel cu cel mai mare potențial pe lângă nouul cinematograf românesc și nouul cinema românesc și poate
școala de pictură din jurul unor Adrian Ghenie, Marius Bercea și Șerban Savu sunt muzica underground creată în jurul a ceea ce se numește RPR, adică Radu, Petre Inspirescu și Rareș, care fac astăzi cumva ceea ce făcea avantgarda istorică la începutul secolului 20. Internaționează un stil care a ajuns să fie cunoscut drept rom minimal și care are în centru un fel de muzică de dans foarte rafinată, foarte artistic pretențioasă, prin felul în care lucrează cu granulații, cu sintetizatoare, cu beat-uri și așa mai departe. Nu mă pricep la muzică contemporană. Ce ascult eu sunt bunii, vechi, bătrânii compozitori, romantici mai ales, a căror muzică simt că mă intensifică de fiecare dată când o ascult. Schubertul târziu, în măsura în care poți să spui târziu despre un compozitor care moare la 28 de ani. Acele lucruri compuse de el când știa deja că moare, Trio Opus 100 de pildă, și care sunt printre cele mai tanatofore și luminoase în același timp lucruri pe care le-au produs sunetele trecute prin creierul și prin mintea unui om. Dia, îți mulțumim mult pentru toate aceste opinii culese pentru ediția noastră de astăzi. Rămăseserăm cu discuția la capitolul educație. Educație muzicală și educație în jurul muzicii, formală, dar și informală, în școală, în afara școlii și, i-aș spune eu, chiar o educație continuă pentru adulți. Zoli, tu ai de-a face mult în ultimii ani cu generațiile cele mai tinere de muzicieni, pe de-o parte, dar lărgind cumva spectrul, copii care deschid ochii de multe ori asupra muzicii prin tine. Ce simți că îi atrage? Unde ai senzația că se poate apăsa pe o pedală pentru a avea viitor melomani? Înainte de toate să le arăți o poză a întregului, o poză a scenei întregi. De la vioară la contrabas, de la flaut la fagot, de la trompetă la tubă. Da? Și apoi, bineînțeles, toată familia instrumente de percuție. Eu așa am început cu copiii de la mine. Vorbim de copiii din cadrul programului Cantus Mundi, sigur. Da. După aceea am început să le explic ce înseamnă familia instrumente de percuție și am încercat să-i bag într-o poveste. Nu mi-a fost foarte ușor, pentru că făcusem o pauză de vreo 20 de ani de predat. Eu am mai predat la liceu de muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca. Percuție și muzică de cameră. Și ceea ce mi-am propus a fost, înainte de toate, să cobor la nivelul lor. Să nu existe niciodată raportul acesta, eu sunt marele profesor, voi faceți ce zic eu. Am încercat de cel mai multe ori să întreb, voi ce părere aveți? Cum ați vrea? Cum vedeți treaba asta? Pentru că eu nu-mi doresc să am 12 copii ale mele. Eu nu-mi doresc să cresc 12 Zoli. E neinteresant. Plus că nu-mi place concurență. Îmi doresc să creez niște muzicieni, niște viitori muzicieni, care să aibă o viziune proprie asupra ce vor să facă. Uite, când am început în 2019, aveam în grupă 12 copii. În acești 4 ani, 2 au ales o altă cale, în sensul că o fetiță a plecat în Marea Britanie cu familia și o altă fată era deja atât de mare încât nu prea se mai integra în grup. Dar restul au rămas toți. În 4 ani am o prezență de, cred că, peste 95%. Și dacă acum 4 ani nu cunoșteau muzică, cunoșteau note sau noțiuni de muzică, nu neapărat note, da. Noțiuni despre muzică, 2 dintre ei, acum 4 sunt la liceu de muzică George Enescu și 2 vor să dea la facultate. Ceea ce pentru mine este, asta este de fapt cartea mea de vis, că ok, poți să pui o listă cu 100 de concerte unde ai fost cu acești copii, dar cred că cea mai valoroasă pagina cărții de vizită este asta. Pentru că, da, au
și-au ales părți din familia instrumentelor de percuție. Au ales să meargă mai mult în zona instrumentelor melodice, ceea ce de cel mai multe ori când vin copiii la percuție vor să bată toba cât mai tare. Da? Doi dintre ei au mers și către zona de muzică electronică, ceea ce mă bucură foarte mult. E adevărat că este și foarte multă muncă. Eu mă văd cu ei de trei ori pe săptămână, câte o oră jumate, două. Valentina știe Valentina care zâmbește dar nu e ca un insider, așa, exact. Da. Da. Pentru că, da, în perioadele când sunt concerte sau sunt turnee, atunci repetițiile sunt de multe ori chiar și zilnice și durează nu două, ci patru ore. Dar, na, când, muzica este ca în sport. Dacă vrei să faci ceva de calitate, trebuie să muncești foarte, foarte mult. Dar acești chiar copii, și dacă nu vrei să faci ceva și vrei să ai acele noțiuni muzicale, pentru că eu mă bucur că ai adus discuția despre ele, sigur că vorbim pe de-o parte de copiii tinerii dedicați care vor să urmeze acest drum și eventual să aibă o carieră în muzică, dar eu cred că atunci când vorbim despre educație, ne gândim de fapt la toți copiii și tinerii care poate ar trebui să aibă aceste noțiuni, acest ABC muzical, pe care, în momentul de față, n-aș vrea să luăm experiențe proprii și să le transformăm într-o generalizare, dar mie mi se pare că le au și nu prea, Valentina. Închei ce am vrut să spun cu despre Young Beats, vreau să-mi datorită faptului că au muncit foarte mult, au ajuns să cânte pe scena Ateneului Român, au deschis expoziția mondială din Dubai, sunt pe discurile Madrigal, adică chiar au reușit niște lucruri foarte, foarte, foarte bune. Dar cred că educația muzicală este foarte importantă nu numai atunci când vrei să faci ceva de performanță. Exact. Ci cred că ar trebui să fie fix cum e fotbalul de masă, așa trebuie să fie muzica de masă. Pentru că muzica, înainte de toate, ne învață să ascultăm, să dialogăm, să ne temperăm vocea atunci când suntem poate puțin mai agitați, să știm să zâmbim când cerem ceva. Da? Pentru că noi așa tonul face muzica. Cred că o mare problemă a societății din ziua de azi este faptul că această materie este de cel mai multe ori înlocuită cu româna și cu matematica la școală. Pentru că o nație care nu ascultă și nu cântă e o nație tristă. Da? Dacă ne uităm puțin la italieni, la spanioli, la argentinieni, la toți care au foarte multă muzică în spate. Păi sunt niște nații vesele. Ce faci? Cum e? Da, ce vrei? Cum e? Și nordici au multă muzică în sânge și totuși nu dansează. Nu sunt vesele. Da, dar n-au soare. Nu sunt vesele, dar n-au soare. Dar sunt foarte muzicali, foarte, foarte creativi. Dar îmi mențin părerea că această materie care se numește muzică ar trebui să existe cât mai mult în programa școlară, indiferent dacă învață despre muzică clasică, despre folclor, despre pop, despre jazz, despre electronică, despre orice. Da? Pentru că chiar cred că ar trebui să gustăm din această pizza, da? Să gustăm toate ingredientele. Eu, din păcate, până pe la 18 ani am ascultat doar muzică clasică. Și nu cred că este ok. Absolut. Nu cred, chiar nu cred că este ok. Da? Bine, acum accesul la muzică este cu totul și totul altul și generația asta chiar cred că ascultă mai multe feluri de muzică. Bun, generația asta ascultă într-adevăr foarte multe feluri de muzică, dar nu mai are acces la educație, tocmai ce spuneați ceva mai devreme. Și atunci mă întreb pentru ce ar trebui să facă un tânăr o carieră muzicală de pildă, de vreme ce publicul este oricum, are gusturile formate sau deformate către muzică de tip mainstream și nu are gusturile suficient de deschise pentru a accepta, pentru a primi și o muzică mai de nișă, mai experimentală, mai bizară, de altă... Da. Din păcate, cred că abordarea muzicii, mă, nu așa să intrăm în niște tonuri din asta, dar cred că trăim într-un oraș gri, în care nu prea există culoare. Culorile ce sunt de fapt? Sunt niște
vorbim de cromatică. Noi nu mai avem cromatică. Muzica este la fel, ar trebui să fie, genul de muzică ar trebui să fie cromatice. Dar atât timp cât ascultăm numai un stil de muzică, nu avem cum să progresăm. La fel, dacă orașul este doar gri, nu ai cum să te bucuri de el. Păi, asta spun că, sub aparența diversității, algoritmul de tip Spotify sau alte platforme astea muzicale livrează cam aceeași muzică, de fapt. E foarte uniformă oferta până la urmă. Chiar dacă diversitatea ea există, dacă e să cauți în toate subdiviziunile și subcategoriile. Eu cred că fiecare, până la urmă, în condițiile unor pasiuni din ce în ce mai multe, din ce în ce mai colorate, cum spunea și Zoli, pleacă el în căutarea acestor soluții sonore. Mă gândeam, ascultându-vă inclusiv la demersul Valentinei, de a arăta unui public poate mai puțin experimentat cât de mult muzica de astăzi datorează muzicii clasice, cât de multe motive, teme, soluții muzicale sunt preluate și readaptate, rearanjate în muzica de astăzi, că e rock, că e pop, că e blues, că este jazz, că este electronic, Music Revolution, este proiectul televiziunii române prin care Valentina face acest lucru. Da. Înainte de a vorbi despre Music Revolution, vreau să spun un lucru legat de muzicienii de muzică clasică, tinerii care vin din urmă și întrebarea ta de ce să meargă pe această cale. Cred că aici, în sufletul acelui tânăr, trebuie să se dezvolte foarte mult ideea asta de adaptabilitate. Adică, sigur, ajungi și ești muzician de muzică clasică, dar ajungi pe o scenă sau poate ajungi în diverse conjuncturi în care tu trebuie să te adaptezi. Poate să formezi un quartet și apelezi la un muzician care e pe zona asta experimentală și face lucruri extraordinare și ajungi astfel să cucere și altă categorie de public. Adică ideea e să nu rămâi cramponat. Fac muzică clasică și când doar muzică clasică, eu nu pot să fac altceva. Ba da, aici trebuie să fii extrem de inventiv și să te adaptezi, pentru că trăim în secolul vitezei și varietatea muzicală pe care o, cu toții o cunoaștem acum, la asta trebuie să ne ducă. Cam un tânăr muzician aflat la început de drum, acolo trebuie să se gândească. Din păcate, mentalitatea profesorilor din școli de muzică este de a crea soliști și așa nu este, și nu muzicieni. Adică, de cel mai multe ori se marjează foarte mult pe niște repertorii foarte clare. Copilul face 12 ani de vioară, are în total 20 de piese pe care le știe și este aruncat în lume largă. El își dă seama că nu poate fi cel mai bun din lume. Da, pentru că se creează un ideal. Se pierde și, efectiv, mental clachează în anul 2 de facultate. Da, da, pentru că așa sunt crescuți la majoritatea. Foarte mulți își doresc să fie Hagi și foarte mulți își doresc să fie David Popovici. Dar nu vor să note, vor să fie direct David Popovici. Da. Iar așa, școlile de muzică... Așadar, poate să stabilezi niște standarde de performanță mult prea ridicate. Să fie și acest lucru? Cred că e cumva o desprindere de realitatea în care trăim. Că și eu așa am fost sfătuită, să spunem, în școală. Sigur, erau alte vremuri. Atunci nu era cum e acum, atâta muzică de diverse feluri și atâtea formații muzicale și atâția interpreți și așa mai departe. Toți am fost așa construiți, cei care am făcut o școală de muzică, să devenim soliști. Și bineînțeles că eșecul sau să stai față în față cu adevărata realitate. Da, am fost acum 2 luni la Liceul de Muzică din Ulipati, într-o conferință, dacă există viață după muzică sau ceva de genul. Și am întrebat, erau 50 de elevi în sală, foarte ascultători, civilizați. Și am întrebat, care dintre voi v-ați gândit să vă faceți vreodată vreo trupă? Și în afară de 3 băieți care cântau la anunț deja de mult împreună, nimeni nu s-a gândit la asta. Ceea ce mi se pare... Toți voiau să fie soliști. Toți voiau să fie soliști. Ceea ce mi se pare destul de periculos. Da? Pentru că tu dacă ai 5 pianiști în a 11 și a 12, nu poți să-ți închipui că o să iasă toți. Dar nici unul s-a gândit că va fi corepetitor vreodată. Uh-huh. Și asta înseamnă că ei vor pleca cu un mental, după clasa 12, distrus. Pentru că o să se lovească de realitate. Da? Flautiști, toți vreau să fie soliști. De la raze. Da. Iar în școlile care nu au profil muzical,
exact cum vorbeai și tu mai devreme, că această materie, muzica, tot tinde să dispară. Cred că e o problemă de programă. Poate profesorii de muzică ce predau la acele școli n-ar trebui îngrădiți de acel manual. Așa s-a și născut ideea emisiunii Music Revolution. Am vrut să arăt că muzica clasică a fost sursă de inspirație pentru muzica pop, rock, blues și jazz. Că un Robbie Williams sau Lady Gaga sau o Madonna au cochetat cu muzica clasică, au luat elemente din muzica clasică, linii melodice și le-au adus către ei. Și astfel mă gândesc că poți să deturnezi cumva copiii și tinerii care nu sunt la școli de profil, poți să le arăți această variantă. Uite, îți place Robbie Williams? Uite, ascultă Party Like a Russian și o să vezi că e Prokofiev, Romeo și Julieta. Adică programa școlară în școlile care nu sunt de profil, repet, cred că ar trebui un pic modificată, gândit altfel. Poate profesorul respectiv ar trebui lăsat să facă altfel ora de muzică, pentru că și acel profesor vine la clasă cu manualul și spunea, oleu, astăzi trebuie să învățăm despre Beethoven, aveți două pagini de istorie detocit. Mai mult decât atât, în clasa șasea îl întreabă despre terța mică și terța mare. Serios, dar nu-l interesează. Și nu-i va folosi niciodată. Adică lucrurile trebuie abordate puțin diferit. Și poate să și poate la orele de muzică să mai meargă și pe la și poate ora de muzică să fie înlocuită câteodată cu un concert pe la Ateneu, sau la radio, nu neapărat cu un repertoriu greu. Chiar o audiție în clasă. Chiar o audiție în clasă pe YouTube-ul omniprezent, dar o audiție care să fie mediată, nu audiție pasivă în care ne batem și ne facem tot ce altceva. Secretul stă doar în harul profesorilor de muzică și în, în dorința lor de a ieși din acest pătrat al platformei școlare care a fost făcută acum, programa școlară care a fost făcută acum 40 de ani. Suntem la final, vă mulțumesc mult tuturor. Recunosc că discuția a ajuns și în zone pe care nu le intuiam, ceea ce mă bucură foarte mult. Sper că a fost una consistentă, sper că a fost și una potrivită pentru vineri seara. Doamnelor, domnilor, eu sunt Marius Constantinescu, rămâneți și mai departe alături de TVR Cultural.